Așa? Și de acolo se duce mai încolo și de asta se va spate. Și mai unde e pavela aia? Uite aici. Pavela ăsta va veni foarte din pavela. De dedesubt să bagă o cutură cu păbuț. Și asta se va spate platoul ăsta. Amă că iese frumos. Da. Iese frumos. Deci asta o să ne pomenească și copilul. Cam în ritmul în care lucrați dumneavoastră, având tot ce vă trebuie, cam în cât timp dacă credeți noastră? Dacă avem tot ce ne trebuie, merge mai repede. Dar spuneți cam, cam cât? Cam... Noi de aici lucrăm pe asta la mână, domnul primar, până sus. Deci asta se va lucra numai la mână și are 90 de kilograme mâna asta. Deci asta de aici încolo, noi de aici lucrăm numai la mână. Deci tot alea. Deci ce alea? 91 de kilograme. Și câte sunt din alea? Toate sunt pe trept, toate treptele astea sunt așa? Da, da. Dar ia uitați când încercați să luați una de asta în mână. 91 de kilograme. 96. Și o luăm pe mână. Și o ducem aici mai că mai aproape, dar de aici încolo, vă dați seama, toate la mână. O luăm 4 inși o piatră de aia. Dar vreau să o cuptăm mișcă. 91 de kilograme. 96. Și de aici va urca numai la 2, 3, obosei, nu mai pot. Și le punem și apă semi-umede, trebuie să le lăsăm ușurel. Că dacă le lași și le trântești, se lasă în jos, pe decolt. Dar nici nu aveți altă posibilitate aici. Nu, nu avem, nu avem cum, vă dați seama. Aici, aici a mers aici. Acolo, da, dacă le puteți vine mai aici. N-aveți, n-aveți altă posibilitate. Nu, nu avem, da. Noi avem, avem... Da, e normal, de acolo veniți cu celălalt. Avem 4 zile de când am început și uitați. Am 4 zile, ați făcut asta? Da. Da. Și au fost da, și, da, și ploile care au fost am terminat mai devreme, că nu avem cum să lucrăm. Dar dumneavoastră... Și 4 zile echipa nouă. Dumneavoastră... A, alții înainte, da, bine. Noi vreau să zic, noi care mă apucă de scări. Noi care mă apucă de scări. Deci eu vă promit că o să trec mai des pe aici cu dumneavoastră, pentru că vă spun sincer, nu-mi place ritmul. Și nu vorbesc de dumneavoastră, nu. Dumneavoastră poate sunteți ok. Dar credeți-mă că ritmul în care se lucrează la gospodărie nu este normal. Deci nu este un ritm corect. Bun, am înțeles, dumneavoastră la ce oră trimiți? Noi începem la 6. La 6. Dar de ce la 6? Păi e mai răcoare, domnule, dacă nu vin. A, vreți dumneavoastră, e mai bine așa pentru dumneavoastră? O oră mai devreme. Domnule, dacă vă este dumneavoastră mai bine, este să lucrați mai bine pe răcoare, nu? E bine. La ora 12 mai pot să mai trăiesc acum, trăiesc dimineața. Vă bine că dumneavoastră trece ceva de grabe. Și cu mai pe toate, de-aia am zis să venim mai devreme. E bine, dacă dumneavoastră ați de ce să fie bine. Și dacă avem cine trebuie, o zi nu s-a lucrat când n-am avut materiale, n-am avut ce dau de aici de bucat. Eu, tot am pus un rând. Domnul Vici știe că domnul Vici a fost la mereu lângă noi. Să vă dea pe lucrare și să vă spună care-i suma. Dacă terminați într-o săptămână, vă dea două triplu salariu. E bine așa? Nu, dacă ești de acord, nu știți ce se întâmplă. Nu știți ce se întâmplă. Nu știți ce se întâmplă. Peste o săptămână poți să-l mai zici în bază. Credeți-mă, nu e normal. Cum se lucrează? De-aia v-am întrebat. Fraților, cam în cât timp credeți că terminați? Dar nu hotărâți noastră? Când noastră astăzi lucrați? Că nu lucrați, este treaba dumneavoastră. Da. Mâine poate nici nu veniți la muncă, este treaba dumneavoastră. Dar pe data de 30 nu este gata? Da, da, da. Ați înțeles? Așa se fac lucrările. Da, dar nu, nu, să tai nu, 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 nu. Și atunci, domnule, dacă dumneata ești la data de 30 ieșit cu lucrarea, că l-ai făcut într-o zi, că l-ai făcut în 2, este treaba dumneavoastră. Că lucrați 2, că lucrați 6, că lucrați 8, pe lucrare. Pentru că ritmul acesta nu termină niciodată, fraților. Pur și simplu, orașul ăsta este răscormonit peste tot. Sunt lucrări începute peste tot și nu reușim să le terminăm. Și a zis, bă, nu se poate. Deci nu se poate. Ceva, ceva nu merge, ceva nu merge. De ron pentru un nou cartier de acolo. Dom'le, banii sunt în visterie. Stăm cu curul pe ei. Vreți vreți să înțelegeți? Da, da, da. Am luat pentru grădinița numărul 1, pentru grădinița 2, pentru 3, pentru 4. Sunt semnate contractele. Deci avem banii în visterie decât să ne apucăm de ele. Deci asta este datoria mea, să mă duc să aduc banii ca dumneavoastră să aveți de lucru. Asta și fac în realitate. Ceilalți trebuie să-i cheltuiască cu folos și să-i vedea dumneavoastră să-i faceți. Da. Am avut 200. Eu ce să zic, nu pot să mă împac peste tot. Am avut 200.
Păi când mergeam la liceu, nu-i pe aici mergeam. Și gândiți-vă că eu am terminat liceul în 87. Eu am făcut în Constanța, dar sunt generația... Aici erau scările pe care noi urcam și ajungeam în fostul liceu. Astea sunt scările. Și investiția... Să zic, face parte dintr-un plan mai mare sau e punctual? Nu, noi suntem într-o perioadă de reabilitare a tot ceea ce înseamnă infrastructură în toată localitatea. Dar asta se fac pe etape, că nu poți să le faci pe toate. Tocmai asta discutam cu dânsii, că ei sunt singuri de la societatea noastră care ar putea să lucreze, pentru că ei sunt mai de specialitate. Dintre ei sunt o parte pavatori sau ce sunt ei și restul sunt necalificați. Dar cu o mână de oameni nu poți face în tot orașul. Și tocmai de asta discutam acum cu dânsii și să vedem ce Dumnezeu facem ca să meargă mai repede. Problema este că societatea noastră, gospodăria comunală, are contract de delegare pentru tot ceea ce înseamnă administrator de drumuri și infrastructură pe reparații. Și atunci legea mă obligă pe mine, oate, să dai lucrarea lui. Asta este singura problemuță și trebuie să găsim o modalitate prin care să putem să mărim puțin volumul de muncă, nu volumul de muncă, ci ritmul, să mărim, adică să-l scurtăm, să mărim ritmul de muncă și să scurtăm perioada de timp, pentru că, de asta am spus, nu se poate să stai, nu știu cât, să termini niște scări.